Bună seara! Cum vi s-a părut jocul din această după-amiază? Bună seara! În primul rând vreau să felicit adversarul pentru victorie și eu cred că n-am făcut un meci rău astăzi. Am avut și noi ocaziile noastre, poate n-am fost atât de incisiv. Eu cred că, nu știu nici viitorul dacă și-a creat vreo ocazie până la 11 metri. S-a dat penalti, s-a făcut diferența și cam asta a fost tot. N-am mai reușit să revenim, deși am avut câteva minute la dispoziție. Eu cred că echipa a făcut un joc bun, așa, v-am spus, sunt foarte mulți jucători noi, mulți jucători care sunt accidentați, mulți jucători care n-au cartea verde, care mai așteaptă să intre în lot și, din păcate, atâta am putut astăzi. Dar eu vreau să-i felicit pe băieți. V-am spus, în afara rezultatului care mă nemulțumește, jocul, eu cred că una peste alta am făcut un joc bun. A fost acel penalti momentul cheie al jocului? Nu știu ce să zic, nu vreau să vorbesc despre arbitraj, dar e păcat să se facă diferența tot timpul, la când echipele sunt echilibrate, să se facă diferența numai la un penalti. Data trecută la fel aici, când am jucat, tot așa, minutul 82, 0-0, penalti. E păcat să se facă, nu știu, poate a fost, dar se face diferența când două echipe joacă fotbal, sunt echilibrate, normal n-ar trebui, dacă una dintre echipe e mai bună, să câștige cu 2-0, cu 3-0, să facă diferența prin joc și atunci e ok. Acum se poate că a fost, nu vreau să spun și nu vreau să vorbesc despre arbitraj și asta, dar e clar că se creează un dezechilibru când primești penalti. Până la penalti viitorul, farul Constanța n-a avut nicio ocazie, nu știu dacă a avut vreo ocazie. Cât va mai dura până când o să puteți să aliniați și să jucați un fotbal așa cum vă doriți? Ei, durează. Știți cum e? Când schimb din jucători, când schimb 6-7 jucători, 8, ați văzut o echipă întreagă aproape, nu e ușor. Dar nu asta este alibiul nostru și nu trebuie să ne luăm acum marja aceasta. Suntem profesioniști, eu trebuie să-mi fac meseria să-i fac cât mai repede să adere la ideile mele de joc și la filozofia mea, să intrăm cât mai repede în ritm, pentru că nu putem să o lungim foarte mult, să așteptăm până se adaptează. Nu. Fotbalistul trebuie să se adapteze imediat, să intre în joc și să joace. A fost o decizie bună în momentul de față lăsarea lui Ronaldo de acolo la lot? Nu știu. Că n-a prins lotul deloc. Da, nu vreau să vorbesc despre asta. Aici eu cred că antrenorul, staful tehnic, staful administrativ al echipei naționale, ei știu mai bine. Eu nu vreau să mă pun peste munca lor, așa cum nici mie nu-mi convine dacă cineva îmi face legea la mine, la noi în vestiar, și e normal, nu știu ce să spun. Ei știu mai bine dacă îl vor folosi pe Roni Deaconu. Eu știu că el e un jucător de calitate. Acum, el a și stat foarte mult, a avut o operație de piramidă nazală și a stat foarte mult. Adică era greu să intre în formă sportivă, dar pe mine mă bucur că l-a chemat acolo. Ușor, ușor, poate în celelalte meciuri o să intre și el. Am spus tot timpul și am vorbit și cu selecționerul, cu Mirel Răldoi, și am spus că încă nu e pregătit, dar având nevoie de el, v-am spus, noi pentru echipa națională încercăm să facem tot ce e posibil. Acum sunt sigur că el se pregătește acolo și dacă nu joacă la echipa națională, eu cred că o să joace, după aceea vine la echipa de club. Mulțumesc! Mersi mult!